Petrolul a reușit o calificare 3-1. Formația ploieșteană merge în sferturile Cupei României după 3-2 cu Rapid Suceava. Gigi Mulțescu a spus după meci că a îndeplinit 3 obiective în ceața de la Botoșani. Calificarea în sferturi a ferit jucătorii de bază de accidentări, menajându-i și a dat șansă celor mai puțin folosiți să arate ce pot. Unii dintre ei chiar au arătat câte ceva, cum ar fi Ipsa și Haddad. Fundașul croat a înscris primul gol oficial în tricoul Petrolului. Chiar mijlocașul israelian a punctat pentru prima dată la ambele reușite, contribuind la Orențiu Marinescu. Capitanul Petrolului la această partidă a oferit pasele decisive și datorită acestora a fost declarat jucătorul meciului. Marinescu se bucură că Astra și Dinamo au fost eliminate, deoarece pot avea un drum și mai ușor spre finală și spre câștigarea trofeului. Totuși, găzarii au avut ceva emoții, fiind egalați în repriza secundă prin golul lui Matei. Însă, la următoarea fază, Velescu și-a deviat mingea în poartă după centrarea lui Prizo. Moldovenii au dat și golul 2 prin Sumânaru, dar până la final lupii au știut să țină de rezultat. Calificarea a fost urmărită din fața televizorului și de Pesania, Geraldo, Gerson, Mustivar, De Luca, Steic și Ira și Tamuz, care au fost lăsați acasă de principalul Gigi Mulțescu.